Sanu, tot și bine ați revenit la un nou episod din Terariu. Eu acum sunt în drum spre o filmare. O filmare care a fost destul de contestată, dacă aș putea spune, pe grupurile de teraristică de pe Facebook. Omul a postat, cel care se ocupă, producătorul filmului, a postat un anunț care are nevoie de o șopârlă neveninoasă pentru o filmare tip vlog. A nu știu cui, exact, o să vedem când o să ajung, Și omul a spus că plătește servicii. Toți au sărit să facă pușcălie și să râdă de ceea ce omul a cerut, omul a solicitat. Din păcate nu trăim într-o societate utopică în care putem să ne luăm ceea ce avem nevoie de pentru traiul de zi cu zi gratis de la cineva care face asta din plăcere și unii dintre noi să facem din plăcere, cum fac eu, să mă ocup de animale toată ziua și după aia să le dau pe gratis pentru că oricum primesc totul gratis. Situația nu este chiar așa, trebuie să muncim și trebuie să producem niște bani. Ori eu non-stop mă ocup doar cu animalele pentru că nu aș mai avea timp să fac altceva. Oricum, nu prea mai am timp să fac altceva. Așa că mă duc la filmarea asta pentru că am nevoie de bani ăștia. Și toți cei care au multe animale încep să vândă, unii critică din cauza că vând animalele acelea pe bani, din cauza că poate câteodată animalele nu ajung ok, dar nu avem cum să controlăm asta în totalitate. Ok, vorbim cu oamenii și încercăm să dăm animalele către cel mai bun posesor sau viitor stăpân, însă nu avem cum non-stop sau întotdeauna ca animalul acela să fie ok. Am dat animale către oameni în care am avut foarte mare încredere sau care păreau foarte de încredere și în scurt timp au fost moarte din neglijență sau vândute foarte rapid către cineva care nu avea absolut nicio idee despre cum să aibă grijă de un animal. Însă trebuie să ținem cont de faptul că există cheltuieli, există foarte multe cheltuieli. Și pe Cristi Todoca lumea îl blamează câteodată pentru faptul că crește regal și vinde, dar și el trebuie să crească regal și să vândă. Și trebuie să vândă pentru că costurile lui sunt foarte mari de întreținere, la fel ca și ale mele. Ca să vă dau un exemplu, să o luăm pas cu pas, doar chiria locului unde stau și unde îmi țin animalele este de 1700 de lei pe lună. Factura la curent îmi vine lună de lună minim 300 de lei. Asta înseamnă 2000 de lei. La care mai punem și 1000 de lei, că atât mă costă pe mine cerealele și talașul pentru a întreține rozătoarele timp de o lună. Am ajuns la 3000 de lei. 3000 de lei este, cred că în momentul de față, este mai mare decât salariul mediu pe economie din România. Ceea ce înseamnă destul de mult. Deci eu trebuie să produc lună de lună banii ăștia doar pentru a întreține pasiunea, ceea ce fac. Ceea ce vreau să fac. Și automat, deci trebuie să produc cel puțin banii ăștia. Și trebuie să mai țineți cont și de faptul că omul e om și omul trebuie să mănânce. Mai mă costă și benzina minim 500 de lei, pentru că cei care cumpără rozătoare de la mine știu că odată cam la 2 săptămâni vin în București și aduc rozătoarele personal oamenilor care cumpără de la mine. Îmi place să mă întâlnesc cu ei, mai schimb două vorbe și totul este ok. Mi se pare mult mai ok decât să stau să trimit pe tren. Ar fi costat mult mai puțin dacă trimiteam pe tren, însă prefer să pierd un pic de bani și să câștig niște schimburi de vorbe, s-ar zice, cu alte persoane. De aceea am simțit nevoia să zic chestia asta, să fac clipul ăsta, pentru că probabil că o să fiu blamat de unii dintre ei, de unii dintre oamenii din teraristică. În special cei care au 2-3 animale, care lucrează în altă parte și își întrețin cele 2-3 animale. Însă pe de altă parte le place ceea ce fac eu, le place că am o cârcă de animale. Le place că în clipurile pe care le pun întotdeauna sunt multe animale sau încerc să vin cu cât mai multe animale. Însă, v-am spus, toate astea vin cu un cost. Un cost care este destul de mare. Dacă aș fi lucrat undeva, probabil că aș fi luat 2000-2000 ceva de lei pe lună. Nu știu, să zic, maxim 3000 de lei. Nu mi-ar fi ajuns pentru ceea ce vreau să fac. Deci banii trebuie produși de undeva ca toată chestia să meargă mai departe. Așa este viața. Acum să vedem, sper să reușesc să filmez astăzi ceea ce se
se va întâmpla, automat animalele vor fi expuse unui stres. Este imposibil. Orice ai face, o reptilă sau un invertebrat, o expui unui stres. Întotdeauna, indiferent că este un proiect educațional, indiferent că este un clip din care câștig bani. Ceea ce n-am filmat este că ieri am fost la un centru de zi, un centru unde sunt copii cu, care provin din familii nu chiar atât de bine înstărite, familii cu dificultăți, unde am fost și acolo am fost pe gratis. Și acolo am expus animalele care au fost expuse unui stres, însă de acolo doar a fost cheltuială, am fost pe banii mei, nu am luat nimic. Persoana care m-a chemat a vrut să-mi ofere niște bani, însă n-am refuzat. Deci, ca să pot să-mi continui ceea ce fac și chestiile educaționale și tot, trebuie să și iau bani dintr-o parte. Deci, trebuie să fac și asta. Trebuie să expun animalele unui mic stres pentru... Zic eu, părerea mea că este ok și nu este un stres excesiv. Ca să pot să fac în continuare tot ceea ce am vrut și tot ceea ce vreau să fac și ceea ce îmi place să fac. Cam atât a fost ceea ce am avut de spus. N-am putut să filmez nimic la eveniment. A fost o filmare pentru Team Bark Fan Club, care au un fel de canal pe YouTube, vlog, ceva de genul, cu 3 vlogări. Cred că destul de cunoscuți în România. Bibi, Bogdan, Tachescu, ceva de genul, și un Vlad Grigore, something like this. Nu știu exact, n-am apucat să-i verific pe internet pe niciunul dintre ei, să văd ce conținut fac. Ce nu v-am prezentat în tururile celor două camere este pentru că a venit un pic mai târziu. Au venit șerpii de la Casper. Cătălin Aldea, prietenul meu, care și anul ăsta a scos, ca și până acum, Cream Cycle și Root Beer. De data aceasta, spre diferență de anii trecuți, nu mai sunt chiar așa de diferiți între ei, pentru că în anii trecuți unii erau cu tente mai roșiatice, unii cu tente mai ciocolatii, însă de data asta cam toți sunt ciocolatii. Toți puii sunt ciocolatii. Și Cream Cycle, sunt portocaliul acela frumos, cum trebuie să fie un Cream Cycle, fără exemplare mai roșiatice care dau spre melanistic. Sunt destul de periculoși și demoniște. Însă, după cum spuneam, că nu o să mai păstrez niciun șarpe niciodată, pentru că am destui șerpi și bla 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 bla, am păstrat totuși un plasma, adică un lavander diffused sau blood red. Foarte interesant, abia aștept să crească. În mod normal ar trebui să fie mult mai argintiu decât un lavander normal. Momentan, cum sunt toți lavanderii, este micuț și este maro. Însă pe măsură ce crește, maroniul acesta se transformă în argintiu. Cam atât și pentru astăzi. Dacă ți-a plăcut, dă un like sau un share să vadă și prietenii tăi. Până data viitoare, nu uitați, promovați Teraristica!